Intervenții sunt media zilnică obișnuită, situații medicale ținute sub control în zilele de Paște. Cu toate acestea, chiar în prima zi de înviere s-a înregistrat o sinucidere în comuna Mateiești și mai multe intervenții ale ambulanțelor la 5 biserici. Domnule director, doamnă Pădureanu, la mulți ani, Hristos a înviat. Ați avut parte de un Paște mai liniștit decât cele din anii trecuți. Da, așa este. Dacă media solicitărilor la ambulanță este de 150 pe tura de zi, acum zi și noapte, ziua de Paște, am avut sub 150 de solicitări și de asemenea și în prima zi de Paște, respectiv ieri. Am avut și niște situații mai deosebite. În data de 15 am solicitat un elicopter pentru un infarct de miocard. Tot în data de 15 am avut un accident cu un minor care a fost transportat la București. În tura de noapte am avut 5 intervenții la biserică. Una la Cozia, la Mănăstirea Cozia, una la Peleolănești, două în Ostroveni și un caz la Rădești. Pentru data de 16, la nivelul județului Vâlcea, lucrurile au fost mai mult decât liniștite. Din păcate, la Mateiești a fost o situație deosebită cu o persoană tânără, 47 de ani, care s-a spânzurat un bărbat și, de asemenea, o altă persoană tânără, care este decedată de ceva timp în județul Vâlcea. Pentru ziua de ieri, 17 aprilie, am avut 90 de solicitări pe tura de zi și 29 în tura de noapte. Iarăși, un număr rezonabil de solicitări. Mai deosebit a fost vorba de o mașină răsturnată la Cornetul, dar fără victime, și un alt accident rutier la Ionești, tot fără victime. Cam asta este activitatea comisiei de astăzi. Ce s-a întâmplat la bisericile unde ați fost solicitați? Lipotimii. Oamenii au ținut și post, probabil oboseală, nimic deosebit. Deci vâlcenii, concluzia, nu au mai făcut exces ca în anii trecuți. Da, foarte liniștită a fost privata asta pentru noi. Chiar dacă nu se poate anticipa ce se va întâmpla în următoarele zile, managerul Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea este convins că se va reveni la situația de 150 de cazuri pe tura de zi.